Proiectul pe care îl derulăm în acest moment în școală se numește Pași strategici spre piața muncii locale, naționale și transnaționale. Este un proiect post-dru pe care îl derulăm în parteneriat cu două instituții naționale, cu Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și cu Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Turda. Pe lângă acești doi parteneri naționali, avem și un partener internațional, un partener din Spania, care activează în domeniul consilierii tinerilor pentru ocuparea unui loc de muncă pe piața muncii. Proiectul urmărește, în linii mari, să îi ajute pe absolvenții noștri să își găsească un loc de muncă sau să continue studiile la nivel superior. În acest moment, în proiect sunt implicați 358 de elevi. Specializările de la care provin ei sunt medicină veterinară sau tehnicieni veterinari, tehnicieni în turism, tehnicieni în protecția mediului și tehnicieni în industria alimentară. Deci acestea sunt specializările de la care elevii fac activitățile în cadrul proiectului. Cum au răspuns elevii la acest proiect? Probabil era interesant și pentru ei din punct de vedere al colaborării acestei internaționale, adică au putut să facă un schimb de experiență. Este interesant pentru ei atât colaborarea cu partenerii internaționali, dar și cu cei locali sau naționali, pentru că venim după o tradiție, nu de bun augur, nu prea bună, în care școlile erau cumva închistate, închise, în propria carapace, legăturile cu mediul exterior erau slabe și de câțiva ani, și prin intermediul acestor proiecte, școlile reușesc să lege contacte, să stabilească legături cu parteneri care îi pot ajuta pe elevi să învețe, să-și dezvolte capacitățile, competențele, care să le asigure mai ușor accesul pe piața muncii. Știm că acum este o mare problemă asta, este concurență foarte mare pentru a obține un loc de muncă și proiectele de genul ăsta ajută foarte tare. Și copiii înțeleg, elevii înțeleg asta, conștientizează și se implică foarte bine. Deci cooperarea lor a fost totală. Din punct de vedere al sistemului de învățământ, că probabil și aici sunt anumite comparații interesante, ce plusuri sau știu eu ce ați văzut util dincolo, comparativ cu noi? Unități școlare similare, mă rog, cum aplică ei sau cum fac practica sau pe ce pun mai mult accent? Da, este izbitoare diferența legată de, sau care vine din felul în care elevii acolo sau cursanții aplică ceea ce învață teoretic. Din păcate, la noi încă nu s-a dezvoltat destul de mult această componentă. Mai mult teoretizăm atunci când încercăm să aplicăm în practică ceea ce am învățat teoretic. Baza materială nu ne permite prea mult să facem asta. Elevii implicați în proiect au văzut în Spania unități amenajate excepțional, locuri în care elevii pun în practică la cele mai înalte standarde ceea ce au învățat teoretic. Deci asta este marele plus pe care l-au observat ei, cu care au venit. Sigur că pe lângă asta este un schimb cultural favorabil, foarte bun pentru ei. Sunt la vârsta la care se dezvoltă mental, cultural și orice achiziție este absorbită de ei așa ca de un burete. Este foarte important pentru ei asta. Pentru că ați amintit de baza materială. Bănuiesc eu sau intuiesc, ca să zic mai bine, baza materială pe ei ajută foarte mult și în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Pentru că una este să fii un elev care încheie un ciclu de învățământ și știe teorie, dar nu prea a făcut practică, și alta este un elev care a făcut practică efectiv, exact cum spuneați, la standarde înalte.
Deci probabil avem și noi de învățat să zic ceva, că trebuie să punem lucrurile la punct și din punct de vedere al pregătirii practice. Absolut adevărat. Asta este, de fapt, esența proiectului, să ne arate cum putem face acest salt, acest pas mare înainte, să trecem de la teoretizare la a pune în practică. Și partenerii din Spania ne-au arătat că se poate face asta și cum se face asta. Acum încercăm să facem și noi aici. În mare parte reușim și avem exemple concrete în cadrul proiectului, activități pe care le-am desfășurat și putem spune că facem pași serioși în această direcție. Spre exemplu, avem vizite de lucru la vizite care s-au desfășurat deja, vizite de lucru la firme din domeniu, la ferme, la circumscripții veterinare din zona Turzii, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Toate au fost gândite și au fost realizate în acest scop, ca elevii să meargă și să încerce să aplice acolo ceea ce au învățat teoretic. Deci zic eu că suntem pe drumul cel bun. Am o curiozitate din punct de vedere al deschiderii celor din, mă rog, mediul ăsta, să zic, de afaceri oarecum, spre intenția dumneavoastră de a intra în colaborări cu ei. Cum se comportă? Sau au început să se deschidă mai mult? Că la un moment dat și asta era o problemă, că erau destul de închistați la astfel de colaborări. Și aici lucrurile sunt diferite de la caz la caz, nu putem generaliza. Sunt unii care au deschidere mai mare, parcă au așa o anumită curiozitate să vadă ce pot face elevii, cum îi pot ajuta, chiar au dorința asta de a ajuta. Sunt alții care spun că îi încurcă colaborarea asta, că nu sunt deschiși și refuză din start. Dar partenerii pe care ne-am găsit aici, în zonă, i-am găsit în așa fel încât să ne ajute. Deci sunt aleși pe exact așa cum ne dorim noi, oameni care să ne ajute. În străinătate, respectiv la partenerul spaniol, așa în mare cam cum se desfășura această colaborare? Sau aveau ei unități proprii de microproducție sau de producție? Sau unde făceau sistemul ăsta de practică? Cam fiecare școală are propriul sistem, propriul laborator, să zic așa, laborator de implementare, de aplicare a cunoștințelor elevilor. Deci, în mare, cam asta ar fi direcția. Noi, ca școală, ar trebui să ne formăm aici, să ne dezvoltăm propria noastră bază de desfășurare a activităților practice și doar în cazuri, să zic eu așa, punctuale, să ieșim în afară, să vedem și să luăm contact cu agenții economici. Dar prima etapă este aici. Aici ar trebui să-și dezvolte, adică să-și desfășoare elevii practica. Ce schimbări ați observat în cazul elevilor care au fost implicați în acest proiect? Au intervenit și o schimbări de mentalitate sau v-au spus că, uite, am văzut sau am înțeles cu tare lucru sau ce, nu știu, altceva deosebit ce au remarcat ei? Eu am avut ocazia să stau cu ei de vorbă, pentru că am consiliat atât în grup cât și individual. Am avut multe ore în care am discutat cu ei, am avut activități. Da, în general se observă la ei această deschidere, acest impuls pe care l-au primit datorită proiectului. Au venit foarte încântați de ceea ce au văzut în Spania. Au povestit foarte mult despre asta. Deja mulți făceau planuri. Uneori, sigur că sunt puțin departe de realitate, adică sunt mai avântați în optimism. Prea entuziaste, da. Dar zic eu că este important că le arată că se poate și le arată care este direcția bună. Așa, în final, o concluzie din punctul concluzia dumneavoastră. Concluzia este că în activitățile acestea de formare, de consiliere, am observat că elevii își descoperă
descoperă competențe, descoperă adevărul pe care nu le știau despre propria lor persoană. Și cred că asta îi ajută realmente să se insereze pe piața muncii, să găsească un loc de muncă, să urmeze facultatea care li se potrivește, pentru că vedem, am observat și eu, cred că și cei din jur, toată lumea vede, mulți, mulți elevi, când termină, de exemplu, liceul, se înscriu așa la mai multe facultăți și în funcție de noroc. Unde ajunge, norocul decide. În activitățile de consiliere am încercat să-i dirijez, să-i ajut, de fapt să-i ajut să ia ei decizia și să descopere care ar fi facultățile care li s-ar potrivi. În funcție de competențele pe care le au, de aptitudinile pe care își le pot forma. Și a fost și ei au fost surprinși să observe că au anumite înclinații, anumite competențe care i-ar recomanda spre anumite specializări, spre anumite facultăți. Sau dacă vorbim de un loc de muncă obținut sau ocupat după terminarea liceului, de asemenea și-au dat seama prin aceste activități de consiliere că sunt anumite meserii, anumite ocupații care le-ar plăcea mai mult. Sigur că sunt multe pe care la ei nici nu se gândiseră înainte, dar după ce am discutat, au ajuns la concluzia că da, ar fi interesante, ar fi bune pentru ei și că li s-ar potrivi. Deci, concluzia generală este că proiectul, cred că din toate punctele de vedere, a fost un ajutor real pentru cei implicați, pentru beneficiarii direcți, de către cei 358 de ele. Au văzut ce se întâmplă în Europa, în Europa Mare, cum se desfășoară activitatea de învățare și de punere în practică a cunoștințelor dobândite. Au învățat mai mult despre propria lor persoană. Fiecare a avut de completat un set de chestionare, au parcurs un set de activități de autocunoaștere, de autoreflecție, au discutat cu experții de consiliere și la final au tras niște concluzii care îi vor ajuta. Concluziile acestea îi vor ajuta pe viitor, atât la ocuparea unui loc de muncă, cât și la alegerea unei facultăți, în funcție de la caz la caz. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.